De curând, colegii mei au fost prezenți la sărbătoarea grâului și a rapiței la Caracal. Atunci au aflat și mai multe lucruri despre această stațiune pe care aș vrea să o cunosc și eu. Avem o istorie îndelungată de peste 126 de ani de activitate și existență. În anul 1893, prin legea care reglementa învățământul profesional în România, s-a stabilit înființarea a trei ferme model, denumite inițial ferme model ale domeniului statului, și stațiunea Caracal este prima fermă model din România, creată în anul 1896, mai existând și ferma model Laza din județul Vaslui. Din cele trei propuse. Și mai era și Mărculești. Da, dar din cele trei ca ferme model propuse, decât Studina și Laja s-au înființat, urmând ulterior pe culturi irigate s-a înființat și Mărculești. Aceste ferme model au avut prin lege un rol bine determinat. În articolul 33 din această lege din 1893 s-a explicat foarte bine ce trebuie să facă aceste ferme. În primul rând, să promoveze un model de agricultură către mari moșieri din țara noastră la vremea aceea. Și ați avut mulți aici în zonă. În zona noastră au fost mulți moșieri și de aceea s-a stabilit locația aici, la Studina. Deci o zonă cu importanță agricolă foarte mare, toate produsele erau exportate pe Dunăre la Corabia, la 40 de kilometri de noi. Și aceste ferme au mai avut rolul de a pregăti absolvenții școlilor profesionale în practica agricolă. Aceste două aspecte au contat foarte mult la înființarea acestor ferme. Deci în 1896 s-a înființat ferma model Studina, iar din anul 1904 a devenit stațiune de cercetare. S-a creat grâu arnău de Studina, porumbul românesc de Studina. Odată cu timpul, în anii 60, unitatea de la Studina și-a transferat activitatea exact aici, în locul în care ne aflăm, la Caracal. Activitatea stațiunii a fost foarte laborioasă. Până în anul 2005, noi am făcut parte din rețeaua, am fost sub tutela ASAS, Academiei de Științe Agricole și Silvice București, și sub coordonarea directă a INCDA Fundulea, în care eram un colectiv foarte larg de cercetători cu activitatea structurată pe diverse ramuri de activitate. În anul 2005, în urma restructurării activității de cercetare din România, unitatea noastră a fost preluată de Universitatea din Craiova. În prezent funcționăm ca subunitate fără personalitate juridică în subordinea UCV Craiova. Astăzi același obiect de activitate îl avem, deci nu ne-am întrerupt cu nimica activitatea. Facem aceleași lucruri. Aș putea spune cu regret că în condițiile acestei economii de piață lucrăm mai mult pentru firmele străine decât pentru companiile românești. Pentru cine plătește acum? Da, întrucât, din păcate, cercetarea în România nu este finanțată cu niciun leu de la bugetul statului. Noi ne-am menținut scopul și rolul în zonă, în sensul că încercăm să aducem, să actualizăm informația fermierilor din zonă cu tot ceea ce este nou, atât în ceea ce privește genetica, adică materialul genetic noi, soiuri sau hibrizi de plante, cât și produse, secvențe sau tehnologii de cultură.
Deci, mă repet, încercăm să ținem fermierii la curent cu tot ceea ce este nou, astfel încât, beneficiind de aceste cunoștințe, să practice o agricultură durabilă și efectul acestor informații, bineînțeles, să se transpună într-un profit mărit al firmei respective, la activității dânșilor. Această treabă pe care o faceți dumneavoastră este cu atât mai binevenită cu cât de niște ani buni consultanța agricolă e, cum ar spune Neneian, cu sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Da, și oamenii n-au unde să meargă în altă parte, să întrebe, să ceară, să solicite lămuriri, ajutor. Da, cum spuneam, noi de peste 30 de ani, prima dată am început sub tutela fondului, aveam tematică de cercetare și anume promovare și de extensie, promovarea noilor genotipuri de plante către fermieri. Acum, în ultima perioadă, având în vedere numărul mare de companii și concurența acerbă dintre acestea, noi organizăm în fiecare an două evenimente foarte importante, și anume Ziua Rapiței și a Grâului, iar în vară Ziua Florisoarelui și Porumbului. Astăzi am participat împreună, după 2 ani de întrerupere, fiindcă din cauza pandemiei noi nu ne-am mai putut întâlni fizic, dar noi ne-am făcut treaba, ne-am continuat activitatea, în sensul că am organizat aceste manifestări, dar online, în format digital, am transmis live tot evenimentul. Astăzi am reluat seria prezentărilor în câmp cu fermierii. Pot să vă spun că, după cum ați văzut dumneavoastră, au fost peste 250 de fermieri. Au fost prezente în câmp 17 companii naționale și multinaționale. S-a putut observa în câmp comportarea a 62 de soiuri de cereale păioase, deci or și grâu, și a 68 de hibrizi de rapiță, fermierii putând constata, având în vedere că în zona noastră clima este foarte secetoasă, au putut constata care genotip, care varietate se adaptează cel mai bine condițiilor concrete de aici. Un lucru tare bun și vă felicităm și vă dorim în continuare mult noroc și vreme bună!